Te-am îmbrăcat de tot? De tot, de tot? Ia să vedem. Cu prezentarea. Bună, eu sunt Oli. Vrei să te uiți în ecran? Da. Dar nu te uiți în ecran, trebuie să te uiți aici? Bună, bună, eu sunt Oli. Și acum două luni, tata i-a împlinit 80 de ani. Eu, pentru că sunt o fetiță mică și nu am bani, am să-i lucrez o pereche de butoni din argint făcuți de mâna mea. Bună, eu sunt Oli și acum două luni tata i-a împlinit 80 de ani. Eu, pentru că sunt o fetiță mică și nu am bani, am să-i lucrez o pereche de butoni de argint. Așa, da? Și stai și tu, cum ți-am zis, așa mai relaxată, ca să vadă că ești la masa ta de bijuterie, aici. Poți să stai cum vrei, poți să stai așa, poți să stai așa, cum vrei tu, poți să stai, că vorbești cu prieteni acum, că o să te vadă 1000 de persoane o să te vadă și atunci ei o să zică că se simtă ca ești cum ar fi prieten cu tine. O să fiu ceva și mai decât Violeta. Aha. Violeta s-ar putea să vină plângând. Dă-mi și mie, Oli, un autograf. Hai și tu o să-i spui. Ba nu, că Violeta trăiește în Polonia. Păi ce dacă? O să-ți ceară pe internet să spună, Oli, dă-mi și mie, bagă-mă în seamă. Și tu o să-i spui, cine ești tu? Nu te cunosc. Așa faci tu? Îngânfată? Hai, dă-i. Bună, eu sunt Oli și acum două luni tataie a împlinit 80 de ani. Eu, pentru că sunt o fetiță mică și nu am bani, am să-i lucrez o pereche de butoni din argint făcut de mine. Foarte bine! Cu această ocazie vă voi arăta, da? Deci cu această ocazie vă voi arăta. Cu această ocazie vă voi arăta cum se fac butoni. Cu această ocazie vă voi arăta cum se fac butonii de aur, de argint. Nu, ascultă-mă pe mine. Cu această ocazie vă voi arăta și vouă cum se fac butonii de argint. Cu această ocazie vă voi arăta și vouă cum se fac butonii de argint. Bravo, dar uite-te în cameră și spune frumos. Cu această ocazie vă voi arăta și vouă cum se fac butoane de argint. Acum avem noi clește. Doi cleștișori frumoși pentru tine. Din cei 10 cleștișori pe care îi ai... Ai spălat ăsta și l-ai pus. Normal că l-am spălat, că și tu ești o fetiță curată și frumoasă. Nu puteam să ți-l dau așa murdar, nu? Aha. Ia, uite, așa, bravo, ai făcut un gest cu care o să rupem internetul. Da. Film, ai fost o hărnicuță, acum ești o puturoasă. Hai. Păi m-am trezit la 6 dimineața. Te-ai sculat la 6 dimineața? Da. De ce? De nerăbdare să vii la atelier, nu? Nu, am și uitat că e sâmbătă. Ai văzut? Și acum... Ce facem? Hai să ne culcăm, că am văzut că căscai mai devreme, începusei să caști. A? Ne culcăm? Ajunge el pe locul pe care a făcut. Și acum, ți-am zis, el taie în jos. Zâc, 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 zâc. Uite. Uite cum taie. Nu? Hai să dau mai aproape să nu se rupă pânza. Să dau eu mai aproape să văd. Îmi taie dudulica mea. Cea mai frumoasă, mai deșteaptă și mai obraznică. Hai. Uite, o fetiță de 7 ani și 8, jumătate. 8. 8 ani jumate? 8 ani fără. Faci, în noiembrie faci 8 ani. 8 ani fără 4 luni. Păi da, și asta înseamnă că ai 7 ani jumate aproape. Un pic mai mult de 7 ani jumate, uite, 7 ani jumate, taie frumos, atent, ține bine cu cleștișorul, plăcuța dreaptă,
traforajul stă perfect, poziția mâinii stă perfect. Uitați-vă la ea ce frumos și ce atentă e când are de lucru, da? Ar fi trebuit să pun pe film și cum ai fost mai devreme, când nu mai stăteai locului. Perfect, Oli, acum, perfect ai acum. Așa se taie fetița. Bravo! Da? Este incredibil de bine. Bravo, bravo! Așa, fetiță. Cui vine să creadă când o să vadă filmul? Da? Deci ține bine, nu mișca traforajul. Ai întors un pic plăcuța, este? Bravo, așa trebuia. Așa. Așa, Oli, știi cât de bine ții traforajul? Ca mine îl ții de bine. Așa se ține traforajul, la fel se mișcă de frumos. Vezi ce ușor trebuie să dai? Uite, nu trebuie să apeși. Perfect, perfect. Aș face un film etalon cu ea. Dacă vrei, ieși în afară cu pânza, deci taie spre dreapta ca să ieși să decupezi bucățica aia de tot, da? Întoarce ușor așa, așa, ușor, ușor. Dă-i, 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 să auzi sunetul ăla gros, dă-i până auzi sunetul. Cum e? Să-ți văd și ochișorii. Cum e? E bine? Da. Ai înțeles cum e cu traforajul? Ai văzut? Acum îl întorci plăcuța acolo. Poți să pui traforajul așa, ha? Întorci plăcuța frumos cu mânuța. M-am umplut de argint, de sclipici. Atunci? M-am umplut de sclipici. Da, de-aia este pufulețul ăsta, ca să se curețe mânuțele, da? Așa. Acum întorci plăcuța aia ușor așa, că urmează să faci la stânga. Și trebuie să întorci plăcuța cu mânuța. Nu, nu, nu. Urmează să tai așa? Și atunci acum o facem ca să am mai mult loc. Da? Așa, așa. Ai înțeles? Cum strângi cu mânuța imediat, da? Mai dăm un pic din ăla. Mai dăm un pic de, cu un pic de săpunel din ăsta așa. Așa. Ia să te văd cum începi tu singură, singurică. Deci ușurel, ușurel se începe. Dar pe linie, acolo unde e desenul, da? Așa, așa. Potrivește colțișorul acolo în găurica aia, la plăcuță, la lemn, ca să nu-ți cadă. Așa. Iată ce frumos începe. După sunet îmi dau seama că taie perfect. Thank you.
Uite ce liniște e. Vezi când facem treabă și suntem concentrați și atenți, face liniște, că nu mai putem să ne jucăm. Nu mai trage cu ochiul aici. Când tai cu trafărajul, nu te uiți în altă parte, că imediat se rupe pânzuca. Ține bine cu cleștișorul. Ține strâns, că deja se moaie, ține plăcuța dreaptă la nivelul la lemn. Așa, deci în timp ce tai, ridică plăcuța așa, așa, Oli, așa, ca să poți să tai drept, când tai mai bine. Mi-a amorțit un pic mâna. Un pic, așa e la început, atunci, dacă ți-a amorțit un pic, facem o pauză? Da. Trage ușor, na-na-na, ține-l la loc, trage ușor pânzuca, tot așa o miști, așa. Pune, fă cu trafărajul, cum ți-am zis eu, ca să se scuture de, da? Așa, de pilitură. Uite așa se întoarce, uite așa. Că pilitura știi unde cade? În găurica asta de aici, uite aici. Aici, aici intră, acolo. În găurica, uite acolo, intră în găurica aia. Și atunci noi trebuie să întoarcem trafărajul. Nu dăm cu pânza, că se rupe pânza. Îl întoarcem, uite așa, de drum. Îl întoarcem așa, ține-l și îl lovim. Ia să vezi cum cade pilitura de acolo. Ah, oh, cade pilitura. Ai văzut? Câtă pilitură multă? Da. Așa, așa. O pun puțin. Îl punem aici frumos la loc. Așa, bravo. Ca să-mi recapă sportul. Ăla lovim la fel.